Localitatea Albena va găzdui în perioada 7-11 iunie campionatul balcanic de tenis de masă destinat juniorilor și cadeților. Slatina va fi reprezentată de tenismena Andreea Hudușan de la CSM Slatina. E o competiție importantă, vor participa țările balcanice și sigur că sunt echipe puternice cu sportivi buni. Aici aș enumera Serbia, care, să nu uităm, au o școală de tenis de masă foarte dezvoltată. Sperăm că să ne întoarcem cu medalii de la această competiție. De la acest concurs lipsește Adina Diaconu, care s-a întors recent de la campionatele mondiale de tenis de masă de la Düsseldorf. La competiția din Germania, tenismena slătineană a trecut de fazele preliminare, calificându-se pe tabloul principal al turneului, unde a fost eliminată în turul al doilea. La această competiție putea să meargă și Adina Diaconu, însă am lăsat-o să se odihnească acasă, pentru că vine după campionatul mondial, concurs greu pentru ea și, bineînțeles, peste câteva zile va pleca în Japonia la Open-ul Japoniei de seniori. Și de aceea nu am dorit să o obosesc la acest campionat balcanic, unde Adina putea să-l și câștige. Andreea Hudușan a participat în luna mai la campionatul național individual de tenis de masă dedicat juniorilor de la Slatina, unde a obținut medalia de bronz.